Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne la această duminică a 27-a după Rusalii, în care am auzit pilda tămăduirii femeii gârbove. Este o pildă frumoasă despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu, dar și o atenționare despre limitele pe care noi le punem iubirii de oameni a lui Dumnezeu. O pildă în care Mântuitorul se află mai presus de legea omenească și le ridică pe toate la legea iubirii Lui. Știm că această vindecare minunată s-a petrecut într-o sinagogă, în zi de sâmbătă, acolo unde, iată, era și o femeie gârbovă, cu un duc de neputință, de 18 ani, care nu putea să se ridice în sus, nu putea să se uite la cer. Pe această femeie gârbovă, Mântuitorul, fără să o întrebe ceva, fără să-i ceară să-și arate credința, a pus mâinile și a spus: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Sfinții părinți asociază această stare de gârbovire cu o stare cumva de aplecare sufletească, de schilodire sufletească, care poate să fi venit în urma unui păcat. Când omul se uită numai în jos și când sufletul lui nu se mai uită la cele cerești, ci la cele pământești. Noi nu știm dacă, într-adevăr, starea era urmare unui păcat din tinerețe sau poate s-a întâmplat totul ca să se arate slava lui Dumnezeu între ea. Are Sfântul Grigore Palama un cuvânt foarte frumos și spune așa, că Dumnezeu, El este într-o cele de sus și nu are unde să se ridice mai sus. De aceea vine la noi, se coboară în smerenia noastră, în sânul nostru, se face ca și egalul nostru. S-a coborât la această femeie și la credința ei frumoasă, pentru că din atitudinea ei, din starea și din așezarea ei, vedem că ea și-a purtat vreme de 18 ani această neputință, cu seninătate, fără să cârtească, și dacă poate s-a datorat unui păcat care îl făcuse în tinerețe, acum la ea se vedeau credința ei, smerenia ei și răbdarea ei. Știindu-le pe acestea, Domnul, fără să o mai cerceteze, fără să o mai întrebe, a spus: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și îndată s-a ridicat, s-a îndreptat și a slăvit pe Dumnezeu. Pentru că așa era sufletul ei, era pregătit pentru a slăvi pe Dumnezeu. În felul acesta s-a văzut o credință mai tare decât suferința ei și mai mare. Așa se întâmplă câteodată în viață, când ne dă Dumnezeu o încercare sau o neputință trupească, ca prin aceasta să arate o credință mai tare decât acea neputință. Dar nu s-ar putea arăta acea credință dacă nu ne-ar îngădui Dumnezeu acea neputință. Deci de aceea, câteodată, iubiți credincioși, lucrurile acestea se întâmplă spre slava lui Dumnezeu, ca să se arate lucrările Lui. Această minune făcută într-o zi de sâmbătă, care provoca cumva rânduiala iudaică și concepțiile lor despre cum trebuie să stea omul în fața lui Dumnezeu, concepțiile mai marilor sinagogii, a generat imediat răspunsul lor și a spus: această zi nu era spre vindecare trupească. Toate celelalte zile ale săptămânii, celelalte 6 erau lăsate pentru așa ceva, dar nu această zi. Trebuia să veniți în celelalte zile. Și în asta vedem inima legalistă și îngustă a învățătorilor de lege de atunci și a mai marilor sinagogii. Pe ce se bazau ei? Sâmbăta era zi de odihnă la evrei. Era o prefigurare a zilei de odihnă viitoare. În acea zi, bazându-se pe textul de la Facere, în a șaptea zi, pentru ei era a șaptea zi, a sfințit și a binecuvântat Dumnezeu ziua în care s-a odihnit de toate lucrările sale. Și de asemenea se mai bazau pe textul de la Levitic, capitolul 23,
când a grăit Dumnezeu cu poporul lui Israel pe Moise și a zis: în ziua Domnului Dumnezeului tău, adică aceea zi de sâmbătă, ziua șaptea, în toate celelalte șase zile poți să lucrezi, dar în ziua aceea să nu faci nicio muncă. Și pe asta s-a bazat mai marele sinagogii când a interpretat în felul acesta literalist, am putea spune, legalist. Dar îi lipsea cealaltă parte de adevăr. Îi lipsea adevărata înțelegere a legii, pentru că în Deuteronom, capitolul 16, acolo spune că Dumnezeu, că ziua șaptea vorbește tot cu poporul Israel prin Moise. Ziua șaptea este încheierea sărbătorii Domnului Dumnezeului tău. Să nu lucrezi în acele zile nimic, fără numai cele pentru suflet. Iată ce nuanță importantă, fără numai cele pentru suflet. Și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus celor din sinagogă: fățarnicilor, cum înțelegeți voi legea? Pentru că dacă și de animalele voastre aveți milă și le duceți și le adăpați și le hrăniți în ziua șaptea, cum nu cu atât mai mult această femeie care este fiica lui Avram nu se cuvenea să fie dezlegată? Prin aceasta Mântuitorul arată că lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, lucrarea lui de dragoste cu oamenii, nu se oprește. După cuvântul acela, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Din întemeierea Tatălui și din încredințarea Tatălui, Hristos a vindecat și sâmbăta. A mai făcut el o minune cu slăbănogul, tot într-o zi de sâmbătă, când ne-a spus: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Iar iudeii și acelui au spus: era zi de sâmbătă, nu se cuvenea să te vindeci azi, nu se cuvenea să-ți iei patul. Și Mântuitorul, deasupra înțelegerilor înguste, vine și le spune că sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. Că Domnul este Domn și al sâmbetei. Vedeți dumneavoastră, iubiți credincioși, noi lucrăm în toate zilele săptămânii. Unii 5 zile, unii lucrăm 6 zile. Și în ziua a șaptea, în ziua duminicii sau în zi de sărbătoare, îl invităm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să ne sfințească, să ne sfințească pe noi, să sfințească casa noastră, familia noastră. Lucrarea sfințitoare a lui Dumnezeu nu se oprește. De aceea putem să facem o sfințire de casă și duminica. De aceea, la nevoie, putem să chemăm harul lui Dumnezeu asupra unui bolnav prin taina Sfântului Maslu și duminica, în caz de nevoie, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se oprește. Lucrarea liturgiei care începe în inimile noastre, pe care o primim aici, ea începe să lucreze abia după ce ieșim din biserică, când plecăm la casele noastre. Este o lucrare continuă. Și până la urmă, ce vrea Dumnezeu să ne arate? Cum își revelează El iubirea Lui? El nu vrea să ne oprim la dictonul la care s-au oprit farisei atunci și cărturare și mai mari sinagogii și la care ne oprim noi astăzi, în dictonul acesta secular: nimeni nu este mai presus de lege, pe care ne-am obișnuit să-l repetăm și să facem din lege așa ca o idolul nostru de astăzi, legalist. În fond, cum trebuie să înțelegem noi acest lucru? Că nicio lege nu este mai presus de om, adică nicio lege nu este mai presus de dragostea lui Dumnezeu pentru om. Spune Sfântul Apostol Pavel că noi suntem slujitori ai Noului Testament, nu ai literei, ci ai Duhului, căci litera ucide, iar Duhul face viu. Așa face omul când își umple viața de reguli care nu mai exprimă iubirea lui Dumnezeu pentru om. Biserica, iubiți credincioși, nu putem spune că are reguli. Ea are rânduieli care îl țin pe om în relația cu Dumnezeu și într-o relație echilibrată și armonioasă cu semenii lui. Iată și biserica a pus de exemplu la această rânduială să nu se facă nunți în post, în posturile de peste an. Și de ce? Pentru că postul este o stare de pocăință. Iar biserica a înțeles să
rânduiască starea de pocăință și să rânduiască și timpul potrivit pentru festivitate, pentru sărbătoare. Care este cununia? Noi ne inventăm de multe ori reguli care n-au legătură cu iubirea lui Dumnezeu pentru om și cu ordinea firească a vieții noastre. Atunci când spunem, de exemplu, într-o zi obișnuită a săptămânii, în ziua aceea să te îmbraci într-un anumit fel, să mănânci un anumit fel de mâncare, sau să lași poarta deschisă, sau să nu lași poarta deschisă. Toate acestea, prin superstițiile acestea ale noastre pe care noi le inventăm, noi ajungem să înlocuim relația noastră cu Dumnezeu cu niște reguli. Și Dumnezeu nu vrea asta. Toate rânduielile pe care le-a pus biserica pentru a rămâne în cadrul acesta al iubirii de Dumnezeu și de oameni sunt cele bune și necesare. Și sunt suficiente pentru a trăi în această perspectivă. De aceea, iubiți credincioși, noi nu punem aceste limite legaliste ale iubirii lui Dumnezeu. Pentru că de aceea zicem în ecfonis, la liturghie și la celelalte laude, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm. Tot în această zi, iubiți credincioși, îl prăznuim pe Sfântul Sava, cel sfințit, care a trăit într-o cetate de lângă Cezarei Capadociei, între secolele 5 și 6, care s-a dus la apoi a viețuit într-o mănăstire vreme de 30 de ani în viața de obște, în Valea Iordanului, și apoi a întemeiat vestita lavră a Sfântului Sava, care poartă numele, pe vârfurile Văii Chedronului. El este cel care a rânduit și a făcut primul tipic al slujbelor dumnezeiești de peste an. Acolo s-au întâmplat multe fapte minunate, multe vindecări. A apărut un izvor de apă într-un mod dumnezeiesc acolo și este cinstit ca unul din mari părinți ai monahismului. Și la slujbele de călugărie întotdeauna este pomenit numele lui. Când un tânăr sau o tânără își încep viața cea nouă în Dumnezeu. Cu ce gând să rămânem, iubiți credincioși, după această pildă a lui Dumnezeu, după această pildă a iubirii lui Dumnezeu pentru om? Să știm că noi așa sărbătorim duminica și orice zi, ca o zi a dragostei lui Dumnezeu pentru om. Și atunci când ne rugăm la Dumnezeu, pentru noi nu mai este timp obișnuit. Intrăm în timpul acela de duminică, intrăm în ziua aceea odihnei. Orice timp petrecut în relație cu Dumnezeu este pentru noi o duminică. Așa cum spune Părintele Arsenie Papacioc, orice clipă poate fi un timp și orice suspin o rugăciune. Așa intrăm noi în odihna Domnului și așa, cum spunem în Tatăl nostru, în rugăciunea domnească, Tatăl nostru, vie împărăția ta, împărăția pe care cumva nouă ni se pare că este undeva în viitor, noi acel viitor îl chemăm aici. Să vină împărăția ta, să vină duminica ta peste noi, să vină ziua odihnei în sufletele noastre. Așa cum El ne-a făgăduit, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. În orice zi s-ar întâmpla. Să trăim cu sufletul în această duminică a zilei Domnului și să o chemăm în sufletele noastre, să o chemăm în relațiile cu semenii noștri, prin milostenie și prin această inimă largă și dumnezească pe care ne-a arătat-o nouă Mântuitorul Iisus Hristos, acum și purea și în vecii vecilor. Amin.